Am intrat în a doua oră de emisiune, dragii mei. Emisiunea Enjoy astăzi are o ediție specială de Dragobete, pentru că celebrăm iubirea. Iar alături în studioul Joy FM se află Gianina G-Black, una dintre cele mai cunoscute voci ale Aradului. Iar în stânga mea se află Claudiu Negrea, unul dintre cei mai buni fotografi de nunți, de evenimente, de tot felul. Vă salut și bine ați venit pentru prima dată în studioul Joy FM. Bine v-am găsit, bună ziua, bună ziua, bună ziua tuturor ascultătorilor, îndrăgostiților. Bine te-am găsit, Corina, mulțumim pentru invitație, ne bucurăm că suntem alături de tine în această emisiune. Nu aveți emoții, da? Deloc! Deloc, Gianina, știu că tu ești obișnuită să cânti, să vorbești, așa că pentru tine nu este nicio problemă. Claudiu, el nu vorbește, dar se exprimă prin fotografie. Exact, de obicei sunt în spatele camerei și acolo mă simt mult mai largul meu decât aici, crede-mă. Da, așa e. Activați în două domenii care au fost printre cele mai afectate în această perioadă de pandemie. Cum a fost pentru voi toată această perioadă în lipsa evenimentelor? O să zic eu? Ladies first. Ai cuvântul. Da. În primul rând, mie îmi pare foarte rău pentru toți cei care au trecut prin această perioadă și au avut momente neplăcute. Dar pentru noi nu a fost neapărat atât de rău, pentru că am avut foarte mult timp liber. Am avut timp liber pentru noi, am avut timp pentru noi, ceea ce n-am avut până acum. Exact, înainte, pentru că bănuiesc că erați foarte ocupați, da. Mai ales în perioada verii, când se făceau atâtea anunți. Da, da, da. Și pe de altă parte, nouă ne-a prins bine, pentru că am avut timp să ne redescoperim pe noi, să ne găsim pasiuni noi. Nu știu ce au făcut alții în această perioadă. Unii au suferit și îmi pare rău pentru asta și noi am suferit, dar nu chiar atât. Deci am trecut cât de cât ok, pentru că ne-am concentrat toată energia spre lucruri pozitive. Să ne redescoperim, să petrecem timp împreună cu familia cât s-a putut. Am avut o perioadă destul de dificilă la începutul pandemiei. Da, pentru că prin toți eram panicați. Martie, atunci, da. Când n-am mai putut să ieșim din casă doar la cumpărături și strictul necesar. Acea perioadă cred că a fost cea mai grea pentru toată lumea. Da. Dar oricum e bine că am trecut cu bine peste toată această perioadă și uite, lucrurile încep așa ușor să se rezolve. Avem și vaccinuri, mai puțin nu avem vaccinul la cei romantici, pentru că eu recunosc că sunt o romantică incurabilă și nu cred că se va găsi un vaccin pentru așa ceva. Nu știu tu, Gianina, cum ești. Să sperăm că nu se găsește vaccin pentru așa ceva, dar... Adică eu îmi doresc să rămân în continuare așa, romantică, așa, pentru că astăzi, mai ales astăzi, dăm așa cu love spre toată lumea. Și eu sunt la fel, Corina, și nu-mi doresc să se schimbe, pentru că asta mă ajută foarte mult în ceea ce fac eu. Dacă n-aș fi așa romantică, probabil că nu aș cânta la fel. Nu ai simți, da, trăirile tale nu ar mai fi aceleași. Iar tu, Claudiu, cât de romantic? Ești pe o scară de la 1 la 10. Pot spune așa undeva la 9 spre 11. Alegeți voi, faceți o medie între ele. Deci bun. Vreau să spun și eu o mică chestie vis-a-vis de anul mai dificil prin care am trecut. Eu sunt o fire optimistă și încerc să iau tot timpul partea pozitivă din tot ce se întâmplă și mă bucur foarte mult că am avut timp să-mi petrec alături de soția mea. Într-un an normal ne vedeam lunea, marțea, miercurea și cam atât. Și cam atât. Am ajuns să ne uităm la seriale, să terminăm Netflix-ul de vreo două ori. Și am ajuns să avem foarte multe zile consecutive petrecute împreună, ceea ce n-am avut. Da. Și am trecut cu bine peste zilele astea consecutive împreună. Având în vedere că foarte multe cupluri s-au despărțit în această perioadă, deci uite că vouă v-a prins bine. Da, a fost minunat pentru noi. Da, am avut câteva luni, scuză-mă că te întrerup, în care am stat non-stop împreună și chiar se vede că am supraviețuit, adică n-am avut incidente, tot e ok. Bun, uite, a fost un an în care foarte mulți tineri care aveau programate cununiile civile au decis să le reprogrameze sau chiar să le anuleze, dar voi ați decis ca 2020 să fie un an special și noi suntem curioși pe când nunta, că o fi petrecere mare când o fi, bănuiesc. Soția, ai cuvântul. Eu sunt puțin mai sceptică. Și de aia am și împărțit nunta în două. Am făcut civila în 2020 și am zis că rămâne să facem cununia religioasă și o petrecere mare când se liniștesc apele. Nu știu când se liniștesc apele, nu știu să spun o dată încă. Claudiu e puțin mai optimist din punctul ăsta de vedere și el... Da, la vară? Eu aș face și mâine dacă s-ar putea.
sau chiar în seara asta. Da, păi, mi-e dor de o petrecere, mi-e dor de oameni, mi-e dor să mă întâlnesc cu apropiați, să ne simțim bine, chiar îmi lipsesc evenimentele și sper ca totul să își revină încet, încet la normal. Sperăm. Era stilul nostru de viață și da, ni l-am schimbat. Brusc. Da, mai ales că, așa cum am spus la început, activați în două domenii care chiar au fost printre cele mai afectate și sunt în continuare, pentru că, din păcate, încă situația nu ne permite, dar, sincer, și mie mi-e dor de o petrecere, nici nu mai știu cum e să mergi la o petrecere, nu mai știu acel sentiment, pentru că, uite, de un an de zile mai nimic. Așa că asta este, ce să facem? Sperăm că vara aceasta ne va aduce și festivalul, ne va aduce și evenimente frumoase, să ne bucurăm alături de cei dragi. Deci, bună, aș vrea să vă întreb așa, nu știu cine va răspunde exact la această întrebare, care este secretul unei relații? Există un secret anume? Nu pot să zic neapărat că există un secret. Ne ghidăm după anumite valori. În prima fază vrem să ne respectăm foarte mult unul pe celălalt și să ne susținem. Asta e foarte important. Și cred că cea mai importantă chestie într-o relație e comunicarea. Și astfel descoperi ce anume e important pentru cealaltă persoană și găsești împreună secretele relației de durată și de succes. Sunteți geloși? Ați avut vreodată o criză de gelozie? Nu știu, că se întâmplă la evenimente. Veneau fetele la Claudiu, fă-mi o poză, fă-mi așa, fă-mi altfel. Cum spuneai și tu, Corina, activăm în domenii care ne fac să fim foarte, foarte expuși, foarte sociabili și nu cred că s-ar putea pune problema de gelozie. Bănuiesc că și tu primeai la fiecare eveniment foarte multe complimente. Da, și atenție, dorită și nedorită și cumva știam de la început În ce domenii activăm și atunci evident că trebuia să acceptăm lucrurile astea dacă... Gianina, vreau să povestim un pic și despre numele tău de familie, pentru că mi-a atras atenția. Deci acum, pe lângă că ești oficial doamna Negrea, ești și Giblac. Da. De unde numele acesta? Pentru că nu mi se pare că este așa românesc. Corina, în primul rând, ești prima persoană care îmi spune numele corect din prima. Ah, da, ce corect. Da. Prima persoană. Bravo. Numele meu este slovac, de la bunicul meu. Bunicul meu e jumate slovac, jumate ungur. Bunica mea e româncă și Varea și se bucură. Da, colegul nostru Varea și aici se bucură nespus. Și sunt așa un mix de unguroaică, slovacă, româncă, dar am crescut printre bulgari și cred că mi-au rămas și de la ei câte ceva. Deci nu pot să spun exact ce sunt. Ți-a rămas, cu siguranță ți-a rămas foarte multe chestii. Și așa cum ți-am spus și puțin înainte să intrăm live, mixurile sunt, nu știu, sunt altfel, sunt deosebite. Sunt interesante, cred și eu, pentru că au așa mai multe. Deci lucruri. Sunt sigură că copilul vostru va ieși absolut spectaculos. Va fi un copii. Ah, deci vă doriți mai mulți. Eu am pus așa unul. Ne dorim trei. Trei copii, vai ce drăguț. Bun, și pe când preconizați? Noi planuiam după nuntă. După nuntă. Dar acum s-au cam dat așa planurile peste cap și nu știm. Când vrea să vină, o să vină. Deci voi sunteți dispuși, v-ați gândit deja la nume, dacă e băiat, dacă e fată. Dacă e băiat, o să-l cheme Claudiu Negrea. Foarte interesant. Și dacă e fată? Claudia Negrea. Simplu. Incredibil. Da, este foarte amuzant, Claudiu. Da, întotdeauna. Da. Asta ne și ajută relația foarte mult. Da, este. Apropo de secrete. Da, este foarte important umorul într-o relație și este foarte important ca nimeni să nu se supere atunci când se facă anumite glume. Da, așa e. Bun, vreau să vă mai întreb ceva, pentru că toți suntem așa în luna iubirii. Cât de des spuneți voi cele două cuvințele magice? Sau parolele, nu știu cum să le zic. Când spune te parola. Referi la cele două cuvinte, te referi la spălăvasele? Nu mă refer la spălăvasele, hai acum, știi prea bine despre ce vorbesc. Acele cuvinte, te iubesc de... Ai văzut, Gianina? 1247 de ori pe zi. Nu că ar număra cineva. Așa. Ne spunem foarte des. Foarte des, da. Foarte des.
Dar mi se pare așa un lucru drăguț. Adică în momentul când ți-e drag atât de tare de omul de lângă tine, de ce să nu îi spui? Pentru că sunt foarte multe persoane care au o anumită mândrie și nu prea spun. Și trebuie să recunosc că nouă femeilor ne place foarte mult să auzim anumite complimente de la voi bărbații în fiecare zi. Da, este foarte adevărat. Legat de te iubesc, mi se pare că cea mai mare greutate a avut-o prima oară. Când ne-am spus te iubesc prima oară, aia mi se pare că contează cel mai mult. După aia, într-o relație, mi se pare că cuvintele precum poți să faci, am încredere în tine, ești minunată, minunat, sunt mândru de tine, mândră de tine, au o importanță mult mai mare decât te iubesc. Vreau să te întreb ceva așa, ca de la femeie la femeie. În momentul când ieși de la coafor, soțul tău, Claudiu, observă că ți-ai făcut o schimbare sau nu observă? Tot timpul observă. Tot timpul observă. E, ce bine. Dar cele, mai multe, cele mai multe complimente mi le oferă dimineața când mă trezesc. Oh, ce drăguț! Ca să-ți începi ziua plină așa de iubire. Claudiu, da. Deci ești foarte romantic. După spusele Gianinei, observ că ești o persoană romantică, sensibilă. Da, mă consider sensibil. Chiar pot să zic că sunt foarte sensibil. Se vede și în ceea ce fac eu. Adică nu pot să cred că ai putea fi fotograf dacă n-ai avea un pic de sensibilitate în tine. Da, o să povestim noi puțin mai încolo și despre fotografie, stai liniștit. Acum vreau să o întreb pe Gianina despre muzică, despre talentul pe care îl are și ți-am spus puțin mai devreme că te-am văzut live la o nuntă unei prietene de-a mele foarte bune și tu poți să cânti orice, adică de la muzică ușoară până la cea de petrecere. Cum a început călătoria ta în această lume? Călătoria mea în lumea muzicii a început de mică, de când mă știu. Am început să cânt muzică de la televizor. Ce auzeam la televizor, la radio, cântam, fredonam toată ziua prin casă. La grădiniță am avut primul spectacol, ca să zic așa. Ah, ce drăguț! Și apropo de bulgari, am făcut parte din ansamblul popular de dansuri bulgărești din Vinga, ansamblul Bălgărce. De acolo a început dragostea mea pentru muzica populară și pentru folclorul românesc și nu numai. Și de pe la vreo 17 ani am început să cânt la evenimente. De la 17 da. Ani? Wow! Da, am avut așa o perioadă în care am avut dubii foarte mari vis-a-vis de muzică, de nu știam dacă vreau să cânt sau nu vreau să cânt. Știam de mică că îmi place asta și că mi-aș dori, doar că pe parcurs am întâmpinat mai multe obstacole care m-au făcut să mă întreb, oare pot să fac asta, oare nu pot, oare trebuie să mă las. Am întâlnit și oameni care mi-au spus că ar trebui să mă las. Și care a fost momentul decisiv în care ai zis, da, ok, asta vreau să fac toată viața sau de acum înainte? Când mi-am dat seama că oricât de tare aș vrea să ocolesc drumul ăsta, am o voce interioară care îmi spune nu, trebuie să continui. Trebuie să mergi pe drum. Și n-am cum să ignor vocea asta. Probabil de multe ori noi oamenii nu ne ascultăm interiorul nostru, pentru că inima ne spune întotdeauna, ne conduce spre calea adevărului, ca să-i spun așa. Dar de multe ori noi oamenii nu băgăm în seama anumite lucruri. Cred că e cea mai mare greșeală să nu te asculți vocea interioară sau instinctul. Da, așa e. Vreau să ascultăm prima piesă pe care ai pregătit-o pentru noi astăzi, dar te las pe tine să ne povestești puțin despre piesa pe care o să o ascultăm în minutele care urmează. Piesa pe care o să o ascultăm, cred că e vorba de Amintirile, e în colaborare cu un prieten și coleg foarte drag, cu Paul Morar, la care am și la studioul lui am înregistrat melodia. Face parte din colecția mea de melodii scrise de mine sau... În pandemie? Da, în pandemie. Wow, ce frumos! Da, deci muzică de pandemie o să fie asta, pentru că, cum spuneam, am avut foarte mult timp în pandemie și am început să scriu și îmi place foarte mult și asta e una dintre ele. Bun, deci eu zic să o ascultăm chiar acum, iar apoi revenim aici în studioul Joy FM, dar voi nu uitați că ne puteți vedea și live pe La Strada TV și să ne ascultați și pe Joy FM în mașină pe 93,4 FM în Arad. Așa că Amintirile, Gianina Giblac împreună cu Paul Morar. Au zis, ai grijă că un paradis se poate spulbera ușor și locul îi rămâne dor. Acum pereții îmi sunt goi,
când va purta poze cu noi. Și tot ce mi-a rămas sunt lacrimi pe obraz. În oglinda mea ne văd pe noi, amintirile toate mă-ntorc înapoi. În patul meu, chiar în camera mea, văd chiar și acum doar imaginea ta. Amintirile din pena mea se îneagă lacrimi și-ar putea să-mi vorbească chiar și în locul tău, atunci când este mie cel mai greu. Amintirile din perna mea se îneagă lacrimi și-ar putea să-mi vorbească chiar și în locul tău, atunci când este mie cel mai greu. Așa, zi de zi în mintea mea, te plimbi și dacă aș putea, te-aș opri în fața mea. Te-aș spune că am avut un loc și tu l-ai transformat în foc. După piesa asta intrăm din nou. Ok. Bine? Bun. Ne văd pe noi, amintirile toate mă-ntorc înapoi. În patul meu, chiar în camera mea, văd chiar și acum doar imaginea ta. Amintirile din perna mea se îneacă lacrimi și-ar putea să-mi vorbească chiar și în locul tău, atunci când este mie cel mai greu. Amintirile din perna mea se îneacă lacrimi și-ar putea să-mi vorbească chiar și-n locul tău, atunci când este mie cel mai greu. Am dorințe târzii, dorul nu pot să sting. Nu știu de pot, dar vreau să te ating. Mai am un dor, un dor ce mă pasă, vreau să te-ntorci acasă. Am dorințe târzii, dorul nu pot să sting. Nu știu de pot, dar vreau să te ating. Mai am un dor, un dor ce mă pasă, vreau să te-ntorci acasă. Amintirile din pena mea se îneacă lacrimi și-ar putea să-mi vorbească chiar și-n locul tău, atunci când este mie cel mai greu. Amintirile din pena mea se îneacă lacrimi și-ar putea să-mi vorbească chiar și-n locul tău, atunci când este mie cel mai greu. Am ascultat o piesă absolut superbă, așa mai tristuță de pandemie, dar are așa, îți dă o trăire aparte. Mulțumesc tare mult! Cât timp ai lucrat la ea? 15 minute. Wow! Eu. Deci tu 15 minute, ok. Da, în 5 minute am scris-o. Nu știu de ce, dar melodiile triste, la melodiile triste îmi găsesc inspirația mult mai ușor, deși nu trăiesc. Realitatea mea nu e tristă deloc. Mi-e mult mai ușor să scriu despre subiecte triste. Am scris eu în 5 minute versurile și i-am pasat-o colegului meu, el a completat și nu știu cât timp a fost gata. Apoi am fost la el să înregistrăm și îmi place foarte mult cum a ieșit și îmi place cum colaborez cu Paul. Deci în 15 minute ai reușit să pui cap-coadă, povestea, foarte mișto. Da. Bravo, la cât mai multe. Bun, acum eu sunt curioasă dacă ai avea ocazia să faci un duet cu un artist în vogă, alături de cine ai vrea să urci pe scenă? Când s-ar putea, bineînțeles. Român sau de afară? Egal. Pe cine ai tu așa, un mentor? Mentorul meu suprem, ca să zic așa, e Beyoncé. Da, bineînțeles. Un fenomen, dar din țară am foarte mulți artiști care îmi plac. Și când mă refer la artiști, mă refer la cei care și scriu muzica. Și unul dintre cei care îmi plac foarte mult în ultima vreme e Connector. Da, place... să știi că l-am descoperit și eu în pandemie și a scos și în această perioadă, a scos așa piese sensibile că nu te așteptai. Da, îmi place foarte mult cum a evoluat. Mie personal îmi place să văd tot parcursul unui artist. Îmi place să văd de la început
până la final, să văd prin ce stări trece, cum își găsește inspirația. Și progresul ăsta lui mi s-a părut puțin fascinant și mi-ar plăcea să cânt cu el. Da, cu el cred că mi-ar plăcea, îmi place cum scrie în ultima da. Vreme. Și Connector, dar Beyoncé e Beyoncé, adică cred că e o artistă atât de complexă. Nu știu dacă te-ai uitat la acel documentar de la Coachella. De trei ori l-am văzut. De trei ori l-ai văzut, crede-mă, este pentru prima dată, în urmă cu vreo 4-5 luni de zile, aflasem de acel documentar și nu mi-a venit să cred. E absolut uimitor ce poate să facă o femeie și cu atât de complex acel show. Am rămas, am zis, ok, n-am mai văzut așa ceva în viața mea. E wow, pur și simplu e wow. Mi-a plăcut tare mult să văd și în România un asemenea da, concept. Da, de așa învergură și atâta muncă. Aș vrea să văd și în România, doar că, nu știu, cred că mai avem puțin de lucru până acolo. Între Michael Jackson și Freddie Mercury, ca și showman, pe cine ai alege? Amândoi, mi se par destul de diferiți. Amândoi îmi plac, nu pot să aleg. Am crescut deci cu Michael Jackson. Deci nu pot să aleg. Da, nu pot să aleg. Dar au totuși un stil diferit. Da, dar, mie mi se par foarte diferiți. Crezi că se vor mai naște oameni de talentul lui Elvis și... Se nasc în fiecare zi, cred că, oameni care au potențial. Doar că ține de public cât de sus o să ajungă un asemenea potențial. Pentru că ei au prins, din punctul meu de vedere, au prins și o perioadă optime pentru a se dezvolta în așa hal, ca să zic așa. Și mi se pare că și publicul a avut așa un rol asupra lor. Și probabil că, adică îmi susțin ideea că ține și de public cât de sus propulsează un artist. Pentru că sunt foarte mulți care se nasc cu potențial și nu ajung unde ar trebui să ajungă. Dar se nasc, eu cred că se nasc. O să se mai nască și Michael și echivalent. Janina, voi ați mai făcut repetiții în această perioadă cu trupa cu care mergeai la evenimente? Da, eu fac parte din formația West Music din Arad. Cu ei când la evenimente, colegii mei dragi, prietenii mei dragi, ne-am mai întâlnit. Am luat așa o pauză de la cântat pentru că am cântat foarte mult și chiar aveam nevoie de un timp de respiro. Toți. Abia așteptăm să începem pentru că deja ne ia dorul. Și avem multe de arătat. Am început să pregătim lucruri noi pentru că ne place să ne surprindem publicul. Și abia așteptăm să începem ca să dăm să drumul arătăm la evenimente, da, ca să puteți să arătați la tot, da, ce ați lucrat în această perioadă. La Claudiu sunt curioasă ce-i cânti tu așa, seara sau dimineața? Asta e foarte amuzant, toată lumea are impresia că ești căsătorit cu o cântăreață, îți cântă acasă exact ca la evenimente și stai și asculți. Nu, ideea e, prinde o notă sau o parte dintr-o melodie pe care o repete de 1000 de ori până nebunești. Atunci eu stau și aud doar tot din astea, aud în continuu. Deci, Are filmări care poate să confirme treaba asta. Toată lumea are impresia, fai, că poate fi de frumos, dar e dificil. Am înțeles, deci e dificil. Dar din câte am văzut, Janina are poze frumoase. Adică... Da, e foarte frumoasă ea. No! Că tot vorbeam de romantic. V-am spus eu că dragostea este on air astăzi, mai ales aici la noi în studioul Joy FM. Și dacă tot povestim astăzi de muzică de iubire, știu că următoarea piesă pe care urmează să o asculte cei de la radio și cei care ne urmăresc și pe la Strada TV, știu că e o dedicație specială. Da, acum 2 ani, de ziua lui Claudiu, mă gândeam să-i fac un cadou special și... Nu știam ce aș putea să ofer material care să exprime tot ce simt eu. Și m-am gândit, mă, dar mai bine aș scrie o melodie. Pe vremea nu scriam. Asta a fost prima melodie pe care am scris-o vreodată, cap-coadă, prima. Și a curs, așa a venit inspirația instant. Dai seama, când te-ai gândit la Claudiu direct, a ieșit, da, piesa. Și am înregistrat-o foarte pe viteză. Colegul meu, Raul Luncu, m-a ajutat. Am stat 6 ore sau 8 ore, aproape... 6-7 ore. Eu știam că e la repetiții, nu știam că înregistrează melodia și eram la modul, ți-aduc ceva de mâncare, tot ok, Totul era secret. Lasă. Da, era totul secret, am lucrat așa foarte repede și colegul meu a masterizat tot foarte pe viteză,
Și varianta pe care am și postat-o pe YouTube e prima variantă. N-am vrut să reînregistrez, n-am vrut să schimb nimic, pentru că aia conține exact ce am simțit eu în ziua aia. Am avut niște emoții fantastice și am vrut să rămân acolo întipărite, să nu se schimbe. Și de ziua lui, când eram în Veneția, i-am pus să asculte melodia. Da, a fost un moment foarte frumos și foarte romantic, de care o să mă aduc aminte toată viața cu drag. Da. Wow, uite așa, cadou să primești, să știi că ești un norocos. Da, chiar mă simt norocos. Și eu la fel. Deci, Janina, ascultăm următoarea piesă care se numește... 11-11, pentru că pentru noi 11 și 11 are o semnificație foarte mare, ne-am și întipărit aici pe verighete. Credem că de fiecare dată când ne uităm la ceas la ora 11 și 11, ni se îndeplinește dorința pe care ne-o punem. Și ei, despre uite, asta vorbesc și în melodie. Ce interesantă, fiecare cuplu cu provocările și iubirile și obiceiurile lor. A devenit un obicei ăsta pentru noi, să ne punem dorințe la 11 și 11. Și până acum s-au îndeplinit toate. Ei, uite ce interesant. Păi atunci mai diseară vă uitați așa la 11 și 11, se termină toată pandemia. 11 și 11 dimineața. A, 11 și 11 dimineața, bun. Deci la ora aceasta vă puneți încă o dorință. Noi toți de aici, din studioul Joy FM, vom fi miliardari. Și atunci, deci să țineți cont, da. și de mine mâine asta o să fie. Și de Cristi Varea, și care este în spatele camerelor de filmat. Bun, mergem mai departe și ascultăm piesa 11-11, dedicație specială de la Gianni pentru Clau și pentru toți cei care iubesc. Your eyes and make a wish. 11-11, okay baby, but I feel like there's nothing left to wish of, 'cause I feel that next to you I already have everything I've ever dreamed of. Is blind. Since I got you, I can swear my sight is better than ever. You make me see the world in vibrant colors. You make me feel like the world is ours. And if you'd see yourself through my eyes, you'd see something that words cannot describe. I see perfection in every flaw. I see in you the man with whom I'll go to the end of the earth and back. I see in you the man with whom I'll go to the end of the earth and back. I see in you the man with whom I go to the end of the earth and back. I see in you the man with whom I go to the end of the earth and back. 'Cause I
scos publicitatea, bine? Super. Putem folosi și noi piesele astea în viitor pe radio? Să meargă în heavy rotation? Super, mersi! Ce-i baiu? Am revenit din nou aici pe Frecvențele Bucuriei. Doamne, cât de repede trece timpul cu voi. Eu zic să veniți mai des pe la noi, pe la emisiune. Facem așa, câte o ediție specială. Facem o ofertă, sigur. Puteți veni de 8 martie, de sărbătorile pascale. De ziua bărbatului. Ah, da, de ziua bărbatului. Se cam uite de ziua bărbatului. 1 aprilie, nu? Nu. Dar bună. Bun. O să notez. Bun, mergem mai departe. De la muzică trecem la fotografie, pentru că am aflat multe informații despre tine, Claudiu, și știu că ai fost desemnat în 2017, corectează-mă dacă greșesc, ai fost desemnat cel mai bun fotograf de nuntă din România într-un concurs național de fotografie, iar bineînțeles operele tale au ajuns în reviste celebre. Crezi că e un talent oarecum înnăscut pentru imagine sau e ceva ce s-a cultivat mai târziu în viață? Eu consider că în orice domeniu activez, munca bate talentul. A fost o întâmplare că am pus mâna pe aparatul foto, putea să fie altceva, dar am prins drag și am muncit mult. Gândește-te că fotografiez de vreo 10 ani, 11 ani. Rezultatele fotograful anului în România nu au venit întâmplător, sunt ani de experiență. Deci, eu zic că e muncă multă. E muncă multă, dar cred că trebuie să fii și un pic sensibil și să ai acele ochi. Adică pe mine dacă mă pui să fac o poză, nu prea. Eu știu să stau la poze, dar să le fac nu prea. Mi se pare destul de greu, nu e ușor. Să prinzi unghiul potrivit, lumina. Da, corect, nu e ușor. Sunt multe chestii de luat în considerare, mai ales la evenimente, sunt N lucruri care imprevizibile, care poate să-ți strice cadrul. Da, trebuie să ai și un pic de ochi format, ți-l formezi în timp. Da. Și cred că e greu și cu oamenii, pentru că probabil tu îi vezi în anumite poziții pentru poze și ei poate nu sunt la fel. Cum îi faci să-i convici? Măi, uite, așa stă, așa e ok, așa vă stă bine, așa, acesta este unghiul potrivit. De asta și fotografiez evenimente, pentru că îmi place să lucrez cu oameni și îmi place să-i văd în diferite stări. La o nuntă, de exemplu, eu sunt persoana care stă cel mai mult lângă miri. Sunt de dimineață până când e gata petrecerea. Cum ajung să fiu atât de aproape de ei? Ne împrietenim. Asta e cea mai importantă chestie. Cu cât ne cunoaștem mai bine, cu atât putem colabora mai bine, cu atât mai mult ei nu o să fie stânjeniți când apare eu cu aparatul foto în mână. O să aibă impresia, băi, e un prieten aici în cameră, mă fotografiază. O să-și vadă liniștit de treabă. Care a fost cea mai amuzantă fază pe care ai pățit-o la o nuntă? Ha, să mi se rupă pantalonii. Dar a fost la un botez, nu la o nuntă. Și foarte amuzantă. Și ce s-a întâmplat? Ce ai făcut? Era un botez de băiat. Și la ortodox, pe băiat îl bag în altar. Ok. De obicei nu fotografiez când îl duce preotul pe băiat în altar, pentru că nu e o chestie, din punctul meu de vedere, extrem de interesant ce se întâmplă acolo. Și atunci, în momentul ăla, cantorul mi-a făcut semn cu mâna: hai, intră. Am crezut că se întâmplă ceva diferit decât de obicei și am intrat. Problema era că preotul era cu spatele la mine și eu am vrut cumva să-i tai calea, neștiind că nu am voie să trec prin zona aia. În momentul acela preotul mi-a spus: stop, unde te crezi, la circ? Așa ceva nu se face. Biserica era plină, am ieșit din altar mai roșu decât rochea ta. Și mi-a spus: ai grijă, te pui cu o putere mult mai mare decât tine. Și în momentul în care am pășit din biserică, mi s-au rupt pantalonii.
Dar nu pe cusătură. Deci așa, pe lângă buzunar s-au rupt pantalonii. Incredibil. Ok, nu mai intru în altar la botezuri. Bun, deci a fost deja o lecție amuzantă, da. Practic. Și de la nunți sunt curioasă. Da, multe, nu vin în minte. De la vărsat mâncare pe mine, tot felul de chestii. Vorbesc de ce am pățit eu, nu de ce s-a întâmplat. Bun, am înțeles, dar acum bănuiesc că tot timpul ai ceva la schimb în caz că se întâmplă ceva. După faza cu botezul am kitul de siguranță în care am de toate. Bun, și după faza cu botezul, ți-a adus cineva o altă pereche de pantaloni sau cum ai rezolvat toată această situație? Da, l-am sunat pe frate meu și a venit instant cu mașina. Și n-ai pierdut anumite momente? Adică S-a terminat biserica și după partea de biserică. Am înțeles. Claudiu, am mai aflat ceva despre tine și mi se pare pur și simplu foarte interesantă și vreau să împărtășești cu noi această experiență. Cum a fost pentru tine să străbați 850 de kilometri în 33 de zile în celebrul El Camino de Santiago, care, bineînțeles, știm cu toții că e unul dintre cele mai cunoscute rute de pelerinaje din întreaga lume? Da, a fost o experiență extraordinară. În primul rând, drumul nu l-am făcut singur, l-am făcut cu bunul meu prieten Florin Ștefan, un fotograf din Craiova. Am avut noi o excursie de vreo 3 săptămâni în Asia și ne-am gândit să facem o provocare mult mai mare. Ne-am asociat cu proiectul Ana Marie Nichi, pentru că atunci eu puzam renovarea secției de boli infecțioase copii. Și am zis, hai să-i dăm bătaie, să vedem ce iasă de aici, ce putem, dacă suntem în stare să facem treaba asta sau nu. A fost o experiență care m-a schimbat. Mi-am dat seama că pot să trăiesc o lună de zile cu două rânduri de haine, cu bani puțini, să merg să cunosc oameni din toate colțurile lumii. Recomand la toată lumea să facă, măcar o dată în viață treaba asta. Ne-am dorit și noi să facem împreună, că suntem aici de dragobete și vorbim de noi doi. Ne-am dorit chiar acum în pandemie, am zis, ok, nu o să avem niciodată o lună, decât într-o situație de genul. Hai să mergem. Din păcate, ruta era închisă, gazările erau închise și nu aveam cum... Deci v-ați interesat, ați mers până în acel punct. Da. Și eu îmi doresc foarte mult să merg, de când i-am ascultat povestea. Da, noi nu ne cunoșteam, nu ne văzusem în momentul în care eu eram pe Camino și chiar acum vreo o săptămână sau două i-a apărut amintire pe Facebook, mi se pare. Da. Ea a distribuit o știre cu mine, necunoscându-mă. Da, și interesant, nu ne cunoșteam și a zis, bă, super tare. Da, foarte tare. Da. Ei, uite, vezi, nimic nu e întâmplător. Tu ți-ai dorit pe cineva care să-ți cânte. Da. Și așa dori pe cineva lângă ea care să o pozeze în toate stările posibile și imposibile, exact. Ca să spun așa. Bun, dragilor, sper că v-ați simțit bine în emisiunea Enjoy. Noi am mai pregătit o piesă împreună cu Gianina, ultima piesă, și o să te las pe tine să povestești și despre această piesă, care am înțeles că o să fie în premieră la noi pe Joy FM. Așa e, Corina. Da, mai o dată te întrerup. Între timp îl rugăm pe colegul nostru Varea și să deschide șampania, dacă e ultima piesă. Am trecut cu bine, am supraviețuit, sunt ok. Acum am început și noi să ne relaxăm, așa. Da, deci... place aici. Bun, deci înseamnă că o să mai veniți în emisiune. Bineînțeles, suntem oameni faini aici la Joy FM și până la urmă este vorba despre comunitate, despre viața astăzi și despre iubire și ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră. Mai vreau să zic o chestie, că tot ziceai de comunitate. Da. Acum am sărit peste chestia asta la partea de fotografie. În Arad suntem o comunitate foarte mișto de fotografi, videografi, terapeuții de nunți, ne spunem. Da, vă știu, bineînțeles, toată frumos, lumea vă avem știe. Și un studio unde ne întâlnim și facem fotografii. Le mulțumesc și lor pentru că datorită lor am ajuns să fiu și atunci fotograful anului în România. Prietenia noastră ne-a ajutat să ne dezvoltăm și să ne învățăm unii pe alții și să rupem barierele. Și e foarte important să avem oameni frumoși lângă noi, oameni care oameni ne inspiră. Frumoși, prieteni și familie. Deci, dacă ar fi așa, nu știu, trei lucruri importante pe care voi le-ați dobândit până acum în viață, care ar fi acele trei lucruri? Soția e cuvântul. Soția, când ce-am dobândit e... noi?
Împreună ca cuplu? Împreună, sau? Ca și cuplu, pentru că astăzi celebrăm iubirea. Încredere unul în celălalt, admirație și respect. Deci bun, da. Foarte mișto, Claudiu. Și liniște. Da. Și liniște, liniște sufletească, da. Echilibru. De multe ori îi spuneam și eu iubitului meu așa ca... Să îl complimentez, ești echilibrul meu, echi, hashtag echi cumva, pentru că avem nevoie de cineva în viața noastră și e mai mișto atunci când ai un partener potrivit lângă tine și îți oferă toată dragostea și energia și te face așa să strălucești și vă văd și știu că străluciți așa unul lângă celălalt. Mulțumim! Să vă iubiți mult, așteptăm, abia așteptăm invitația la nuntă. Bănuiesc că o să fie foarte mișto la nuntă cu fotograf, cu cântăreți, când o fi, peste un an, doi, când o fi, să nu uitați de noi, da? Nu uităm. Și ce le transmiteți celor care ne ascultă acum? Să se iubească mult! Mult, 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 mult! Iubirea schimbă tot! Ce romantic, ce frumos! Și atunci, dacă cine ne ascultă și cine o să asculte următoarea melodie... Să se gândească la persoana dragă lui sau ei și să se gândească doar la momentele fericite și să fie convins că o să urmeze momente bune și frumoase împreună. Să se gândească la momentele alea fericite. Deci facem așa un exercițiu de imaginație, da. Și o lăsăm pe Gianina să ne încânte cu vocea ei superbă, așa că în premieră melodia... Ia-mă de mână! Ia-mă de mână! Deci luați de mână pe cine aveți lângă voi, dacă partenerul, partenera, soția, soțul, amanta chiar, de ce nu, am glumit acum. Și să începem așa o călătorie muzicală. Dragilor, mulțumesc că ați fost alături de mine în această emisiune de Dragobete, ediție specială, Gianina Giblac și Claudiu Negrea. Gianina Negrea. Gianina Negrea, da, da, uite, sună mișto. Glumesc, și Gianina Giblac. Mulțumim tare mult, Corina. Și eu vă mulțumesc. Și mergem mai departe și ascultăm în premieră piesa Gianinei. Enjoy, dragilor! Vara trecută ți-am promis doar zile cu soare. M-am temut, dar nu ți-am zis și nu am lăsat niciun om să treacă deasupra noastră parcă. Am avut supraomenești, chiar dacă a fost cum a fost, dar îți promit vara viitoare va fi așa cum ți-ai dorit. Ia-mă de mână și dansează cu mine cum dorm din nou. Nu-s ce mai mult, toarnă-mi în minte amintire care ca cu tine acum. Vreau să-mi fac. Yeah.
amarele și la seară cu mine, cum doar un minut, nu-ți cer mai mult. Doar îmi în minte amintirile care-mi plac cu tine acum, vreau să le împart.